Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip. De ce a devenit distant? Îmi ascunde ceva? Și dacă da, ce? Bun. Așa, după cum puteți vedea și de cred că deja v-ați și obișnuit, avem 5 variante. Varianta numărul 1, 2, 3, 4 și 5. Și o să vă rog să vă alegeți una dintre ele cu care considerați că rezonați mai bine. Iar între timp, eu am să încep cu varianta numărul 1. Să vedem ce ne spune la varianta numărul 1. De ce a devenit distant? Îmi ascunde ceva? Ce? Ua! Deci, clar, ceva vă ascunde. Aveți oarecare bătălie de dus, dar veți ieși învingători. De ce? Pentru că probabil aflați secretul care vi-l ascunde. Aici cred că vorbim despre o persoană tânără, adică în sensul mai tânără decât voi, sau este vorba despre o persoană mai matură, dar care se poartă imatur. Acest bărbat, probabil în momentul în care l-ați cunoscut, ați simțit ca și cum v-a schimbat viața, v-a schimbat lumea. Însă, în același timp, a venit spre voi cu foarte multe minciuni. Acest bărbat probabil are, există în viața lui o femeie, mai mult ca sigur, există o femeie care îl ține departe de voi. Poate să fie și o parteneră cu care poate avea o relație. Deci, așa cum v-am spus, în viața acestui bărbat poate exista o femeie în sensul că, da, poate să aibă o relație cu ea și ea îl vrea doar pentru el. Dar, în același timp, poate să fie vorba și despre o persoană din familie care nu vrea să-l vadă cu o altă persoană decât cu persoana care vrea ea. Și pentru aceste lucruri apelează la diverse lucruri oculte să-i facă pentru ca el să nu poată fi cu altcineva decât cu cine își dorește ea. Ăsta este motivul pentru care el s-a distanțat de voi. Da? Nu, și nu neapărat că el știe de lucrurile astea. Poate să fie el să nu știe că îi se fac astfel de lucruri. Adică nu a fost ceva care el a vrut sau care a știut sau... Da, dar faptul că îi se face, nu i s-a spus sau a venit la voi și probabil v-a spus, a, știi, de fapt eu sunt singur, nu sunt căsătorit, lucruri de genul. Voi ați crezut, dar în schimb, acum, ori deja ați aflat că el este căsătorit, ori, oricum ar fi, urmează să aflați. Și atunci e clar că s-a distanțat de voi. Și vă ascunde în continuare pentru că, pe lângă faptul că, și dacă știți cumva că el are o soție, să spunem, el probabil încă mai are o altă amantă de voi, în care voi în acest moment nu știți despre ea. Deci e legat de o femeie, oricum ar fi, iar femeia respectivă îi face să nu mai fie cu altcineva. Da, deci el la un moment dat o să fie ceva de genul ca și cum ar tăia rău de la rădăcină, dar pentru asta mai durează, nu sunt lucruri care se fac acum. Voi cred că sunteți cu dorința de a se întoarce la voi, de a vă spune ce s-a întâmplat, dar în acest moment nu are această intenție de a veni spre voi să vă spună ce s-a întâmplat. Și dacă vine să vă spună ce s-a întâmplat, de fapt nu vă spune adevărul, vine și vă amețește de cap cu o ofertă, cu ceva care o vrea el. Da? Nu ceva
Adevăr, dacă voi, de exemplu, îi spuneți, a, păi știu că ai am aflat că tu ești căsătorit, cu siguranță o să spună, a, nu, nu sunt căsătorit, am avut tentația, dar nu m-am căsătorit, da? Ceva de acest gen. Sau dacă îi spuneți, am aflat că tu ai pe altcineva în viața ta, el o să spună, nu e adevărat, dar am avut foarte mult de lucru, da? Și de asta nu am putut să mai vin la tine sau lucruri de acest, lucruri de acest gen, da? Deci... Nu, nu va face nimic, nu, nu o să vă spună adevărul. Acum, e clar, depinde de voi dacă vreți într-adevăr să acceptați această situație. Oricum, el este o persoană care, chiar dacă vine în viața voastră, chiar dacă nu o să vă spună adevărul și nu o să recunoască ceea ce este de fapt, o să plece la un moment dat, din nou, așa cum s-a distanțat acum, se va distanța și data viitoare. Nu va face diferit. Deci nu. Da? Deci în viața lui există o femeie care îi face tot felul de lucruri ca să nu fie cu altcineva. Și atunci cel mai bine este ca voi să vă îndreptați atenția spre cu totul și cu totul altă persoană. Dacă vreți, dacă nu vreți, stați și așteptați. Dar așteptați în zadar. Cam atât am avut de spus despre varianta numărul 1. Și voi trece la varianta cu numărul 2. Da? Varianta 2. Să vedem și la varianta numărul 2. De ce a devenit distant sau distantă? Da? Ce îmi ascunde? Ok. La voi, într-adevăr, există... secrete și există destul de multe pe care le puteți afla sau le aflați afla deja ieri, astăzi, acum când e lună plină, sau ați avut niște vise premonitorii, pot să vă spun, unde probabil l-ați văzut alături de o altă femeie, alături de altă persoană. Nu știu, ceva de acest gen. Voi știți acum ce și cum. E clar, aceste vise nu sunt la toată lumea, dar la cei care sunt cu intuiția, da, aceste vise sunt destul de repetitive și mai ales în perioada cu lună plină. Dar puteți fi atenți și la noapte, că și la noapte încă mai este lună plină și vedeți dacă visați ceva. E important să nu uitați până vă treziți. Dar și în cazul vostru vorbim despre o persoană mai tânără decât voi. Și la fel există și în viața acestui bărbat, există o femeie care vrea să-l comande, care vrea ca el să facă doar ce vrea ea. Și atât, nimic mai mult. Adică dacă îi zice du-te și muncește, el trebuie să meargă să muncească. Dacă îi zice, mai știu eu ce, oricum el se simte foarte trist și foarte singur. Dar nici nu are curaj să vină la voi să vă spună de fapt care este situația. El e foarte trist, e ca și cum dacă nu a rămas văduv, la fel de trist se simte ca și cum ea ar fi văduv. Iar femeia stă bine, mersi. E pe ea, nu interesează, ea își vede interesul ei și atât. Că el e trist sau nu e trist, dar da, vorbim despre o femeie. Chiar dacă voi nu știți aceste lucruri, el probabil a vrut să pună capăt, sau ea, da? Pentru că poate să fie și bărbat și femeie. Ea a vrut să pună capăt, adică să... depun actele de divorț, însă nu-i dă voie. Deci dacă a vrut el să depună actele, dacă vorbim despre un el, înseamnă că el a vrut să depună actele de divorț și nu i-a dat ea voie. Dacă vorbim despre o ea, atunci ea a vrut să depună actele de divorț, dar nu a vrut soțul. Da? Deci încercați să vă gândiți la persoana care știți voi. Da. Și atunci, de asta vă spun, că
Și dacă și-ar dori divorțul de persoana respectivă, persoana respectivă nu vrea să îi acorde. Îi spune, a, ok, vrei să divorțezi? Nu e nicio problemă, nu-ți mai vezi copii. Vrei să divorțezi? Nu e nicio problemă, nu facem partajul, pentru că tot ce este, este al meu. Da? Și atunci renunță destul de ușor la femeia respectivă care îl conduce. Este o femeie foarte perspicace, ageră, echilibrată, independentă, individualistă, analitică. Adică este o persoană foarte care știe ce vrea și știe cum să... Probabil că între ei există și un fel de șantaj. În sensul că știe ceva despre el și îl șantajează prin lucrurile astea. Probabil că cât de curând or să aflați toate aceste lucruri, dar mai durează puțin, dar la un moment dat veți afla toate aceste lucruri. Iar el pot să vă spun că preferă să, în aceste momente să se adâncească în muncă. Să nu se mai gândească la nimic altceva, pentru că se simte destul de trist, destul de însingurat, destul de înfrigurat, destul de rău pe partea sentimentală, și dar nici nu vrea să vă împovărească pe voi cu toate problemele lui. Și atunci nu vi le, de asta e motivul pentru care nici nu vi le spune și s-a și îndepărtat. Acum, e clar, depinde de voi cum știți să acționați mai departe, dar este bine să-i acordați această pauză pentru ca el, pentru că el sau ea e bine să-și dea seama de ceea ce se întâmplă în viața ei sau a lui și după să ia lucruri. Pentru că dacă voi merge, el acum sau ea se simte rău și voi vă duceți și zici, băi, dar spune problema, dar hai că vreau să te ajut, dar hai că nu știu ce, probabil o să faceți mai rău. Și în loc să atrageți persoana respectivă spre voi, mai rău o îndepărtați. Așa, dați-i puțin de timp, lăsați-o un pic să se liniștească și după o să vedeți că lucrurile or să intre ușor-ușor în normalitate. Dar, e clar, mai durează. Și acum voi trece la varianta numărul 3. Să vedem de ce a devenit distant sau distantă. Ce îmi ascunde și ce. Și pentru ce de la varianta 3. Voi o să aflați destul de repede toată această problemă. Și vă spun un singur lucru. Persoana respectivă a trebuit să se distanțeze de voi pentru că probabil a fost pusă în situația de a alege. Aici vorbim despre, să zicem, dacă a stat cu părinții, părinții au spus, ok, trebuie să alegi. Ori rămâi cu noi, cu părinții și te ajutăm în continuare, îți dăm bani cât vrei tu și îți facem toate poftele tale, ori te duci cu persoana X, ori te duci cu persoana X, dar din partea noastră nu mai ai nimic. Noi nu te mai ajutăm, noi nu-ți mai facem, noi nu-ți mai dregem și așa mai departe. Și atunci a ales această variantă. În alte cazuri, aici vorbim despre o operație. Probabil persoana respectivă a făcut niște analize, a aflat că are ceva care nu-i tocmai cum trebuie și a făcut această alegere. În ce sens? Mai decât să mai stau cu persoana, adică cu voi, și să fie o povară pentru voi, mai bine să fie singură și să-și ducă boala până la capăt, așa cum consideră de cuvință. Și probabil că, făcându-și analize, a descoperit acea boală și acum zice, ok, decât să fiu o povară, mai bine să aleg să ne despărțim și după aia o să vedem ce se mai întâmplă. Da? Deci, există aceste două posibilități. Veți afla toate lucrurile astea pentru că persoana vă iubește, doar că nu vrea să vă fie o povară. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3.
Și voi trece la varianta numărul 4. Să vedem de ce a devenit distant sau distantă, îmi ascunde ceva și ce. Pentru varianta numărul 4. Da, vă ascunde ceva, a devenit distantă, dar a plecat probabil la un drum, s-a mutat în alt oraș. Toate aceste lucruri au legătură cu o femeie care se ocupă de lucruri oculte. Persoana respectivă o să vă spună, de fapt, ce s-a întâmplat, însă, până atunci, mai durează. Se gândește să vină spre voi și să vă explice situația destul de repede, dar cred că încă nu are suficient curaj. Din câte văd, voi cred că sunteți persoane care aveți anumite intuiții, anumite vise premonitorii, anumite lucruri și oarecum v-ați gândit la aceste lucruri care s-ar putea să se fi întâmplat, însă nu aveți certitudine că este așa la ceea ce v-ați gândit voi. Însă pot să vă spun că într-adevăr este o certitudine și ceea ce ați intuit voi și ceea ce ați gândit voi este adevărat. Probabil unii dintre voi chiar veți face un drum pentru a afla adevărul despre persoana respectivă. Însă acolo nu cred că veți fi tocmai mulțumiți de ceea ce veți afla. Probabil dacă știți că e o persoană singură, aflați că de fapt nu e singură sau diverse astfel de lucruri. Însă, pot să vă spun că persoana respectivă vă urmărește. Că vă urmărește de la distanță, că vă urmărește pe Facebook, că vă urmărește pe rețele de socializare, indiferent despre ce rețele este vorba. Vă urmărește și vrea să știe despre voi. Dar nu cred că încă are curaj să vină să vă spună realitatea și ceea ce s-a întâmplat de fapt. Da? Dar da, există și în acest caz o femeie. Vorba despre o femeie care vrea să-l țină la distanță de voi. Și dacă ar fi că sunteți în cuplu și se simte mai și îl simțiți mai distant, să spunem, da, e pentru că el se gândește la femeia respectivă și pentru că femeia respectivă îi face ca voi să ajungeți la o ceartă și chiar la un divorț. Acum, e clar, depinde de voi dacă știți să acționați și cum să acționați. De asta vă zic, e bine să lăsați lucrurile să se așeze și să nu interveniți cu absolut nimic, pentru că dacă veți interveni, nu veți face altceva decât să stricați totul. Pe când dacă stați și așteptați, ușor, ușor, lucrurile or să se așeze. Și în acest caz vă recomand să faceți acele sfaturi de protecție pe care eu vi le-am dat și pe care le găsiți pe canal. Pe acest canal, da? Deci, încercați să faceți lucrurile, pentru că intuiția voastră este bună. Aveți o intuiție fantastică, aveți o intuiție foarte bună, doar că în multe cazuri nu prea țineți cont de intuiție, aveți impresia că intuiția vă înșală, însă, din contră, aveți foarte mare dreptate. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 4 și voi trece la varianta numărul 5. De ce a devenit distant? Și ce ne ascunde pentru varianta numărul 5. La voi, să sperăm că este vorba că vrea să vă fac o surpriză. Și de asta se poartă un pic mai distant, dar vom vedea imediat. Nu. Mi-ar fi plăcut să cred lucrul ăsta, însă se pare că nu. A pierdut ceva. A trebuit să renunțe la ceva. Și atunci... asta e motivul pentru care se poartă mai distant, pentru că îi pare rău de ceea ce a pierdut.
nu știu, poate să fie vorba despre orice, nu neapărat o femeie. Da? Aici nu știu dacă, nu cred că e vorba despre o femeie. Deci chiar la varianta 5 nu cred acest lucru. Însă a avut ceva ce a pierdut. Nu știu, poate a pierdut bani, poate a pierdut afacere, poate a pierdut loc de muncă, poate a pierdut, nu știu, orice altceva. Da? Și din acest motiv e mai distant, e mai rece, e mai... pentru că își face griji, nu pentru că nu va iubi sau lucruri de acest gen. Deci nu. Pentru că a avut o viață pe care a dus-o, a fost mulțumit de viața pe care a dus-o, dar acum a pierdut. Și pierdând lucrurile astea, e clar că se simte neajutorat, se simte rănit, se simte ăsta și se poartă mai distant cu voi. Dar nu este vorba că ar iubi o altă femeie, nu. Deci chiar nu, aici în acest caz nu. Nu vorbim despre așa ceva. Dar probabil, na, dacă a fost căsătorit și a divorțat, e clar că a pierdut niște bunuri materiale, a pierdut o oarecare siguranță, să zicem așa, prin faptul că avea o familie, chiar dacă nu mai era într-o relație bună, dar era acea stabilitate pe care el o credea și în care avea încredere. Pe când acum, dacă a pierdut, e clar că se simte neajutorat, singur și așa mai departe. Dar, da, și în special a pierdut ceva bani. Da, asta e motivul pentru, la voi, la varianta numărul 5, are legătură cu ceva bani. A pierdut ceva bani și din cauza asta, ceva bunuri, și din cauza asta se simte așa și din cauza asta se și poartă așa cu voi. Dar dacă îi dați timp, lucrurile se vor așeza. Cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la varianta 5. Sper că a fost o etalare utilă și pentru voi și de folos. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, să vă abonați la canal în cazul în care nu sunteți deja abonați și să apăsați clopoțelul. Și puteți lăsa inclusiv comentarii atât pozitive cât și negative. Vă mulțumesc, la revedere!